first time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Neața, dragilor, bine v-am găsit la un nou vlog. Abia ce ne-am trezit și noi. Este, cred că, 7 și vreo 15 minute, cam așa aproximativ. Mi-am pus aseară ceasul să sune la ora 7. Nu l-am auzit când a sunat. Sofiuța nu se trezise. Și bine că l-am auzit pe soț când a ieșit pe ușă. În același timp suna și telefonul meu. Eu m-am trezit și Sofiuța s-a trezit la vreo 5-6 minute după mine. Trebuie să ne dăm jos acum din pat, să ne pregătim, să-i dau ceva Sofiuței să mănânce. La 9 am programare la medicul ginecolog. Este ultimul control înainte să nasc. Și astăzi o să fac ecograf. Vom vedea pe bebe. Nu l-am mai văzut din săptămâna 30, dacă vă vine să credeți. Atunci am avut morfologia fetală pentru trimestrul 3 și de atunci nu l-am mai văzut pe bebe. Mă așteptam să îl văd săptămâna trecută când am fost la spital. Mă gândeam că vor face ecograf, dar nu mi-au făcut. Sofiuța este o năzdrăvană noaptea, după ce că în ultima perioadă nu prea mai dorm, mai deloc, stau foarte mult trează noaptea, că efectiv nu pot să adorm și azi noapte m-a speriat atât de tare, am crezut că mi-a căzut din pat. Are niște poziții așa de ciudate noaptea de somn, chiar dacă eu o pun de N ori lângă mine, așa, o găsesc pe la picioarele mele, pusă de-a lungul patului și azi noapte... Apă! Da. Azi noapte, pe la ora 3, efectiv, auzeam ceva lovind. M-am trezit și n-am văzut-o lângă mine. Am crezut că este jos și a căzut din pat. M-am uitat pe lângă pat, nu era, și ea era acolo în colț. Corpul îl avea în pat, iar piciorușele îi atârnau în jos și lovea cu ele în canapea, în noptieră. Deci m-a speriat atât de tare și de pe la 3, când m-am trezit pentru ea, nu am mai putut să adorm. Am stat trează până la 5 și 10, a fost ultima dată când m-am uitat eu pe telefon. V-am răspuns vouă la comentarii. Apropo, vreau să vă mulțumesc și aici, chiar dacă v-am mulțumit în comentarii, vreau neapărat să vă mulțumesc aici pentru încurajările frumoase pe care mi le-ați lăsat la clipul în care v-am spus cum voi naște. Deci chiar nu mă așteptam, m-au emoționat foarte mult și nu mă așteptam să primesc atât de multe încurajări. Vă mulțumesc din suflet, sunteți minunați, exact cum am spus, sunteți chiar minunați. Și da, astea fiind spuse, merg să văd ce, îi dau Sofiuței să mănânce, că mie chiar nu, îmi e foame, am mâncat azi noapte o banană, deci nu mi-e foame, sunt mâncată, dar ei trebuie să-i dau ceva. Am mușcat o țânțarul de față. Avem un țânțar aici în cameră. Toată noaptea l-am auzit buzindu-mi pe la ureche, dar n-am reușit să-l prind și am mușcat-o de obraz, am mușcat-o și de sprânceană și de aici de frunte, la fel și eu de mâini, de picioare, de sprânceană m-am mușcat și pe mine. Și da, am zis să începem un nou vlog. Vă luăm cu noi că tot v-am luat la toate controalele. Vă luăm și la ultimul și vedem ce mai facem. Fac cu lăpătile. Da, da.
Das passt auch zu Ihnen, gell? Sie kriegen kein 5-Kilo-Kind, gell? Sofiuța mă tot face aici să râd, i-am dat să mănânce un biscuit când ne-am urcat în mașină. Mi-a zis că dorește unul, a băut și apică. În dimineața aceasta nu a vrut să ia micul dejun, cât timp m-am îmbrăcat și pregătit eu, că nu mi-am făcut mare lucru. Ea a găsit o pungă cu chipsuri la bucătărie, bineînțeles că a mâncat din ele, că nu se putea altfel. Și după nu a vrut să mai mănânce iaurțelul cu cereale pe care l-am pregătit eu. Mai apoi, când am urcat în mașină, mi-a cerut o banană și am mâncat banana. I-am dat acum și un biscuite, mergem și la magazin să ne cistim cu o gogoașă și apoi acasă. Gata și ultimul control din sarcina cu băiețelul. Foarte aglomerat de data aceasta la medic. Niciodată nu am fost atât de multe mămici în salonul de așteptare, dar a mers destul de repede. Am făcut un ecograf în care l-am văzut. Da, mami, l-am văzut pe băiețel. Era și timpul, nu mai văzusem de la 30 de săptămâni. Chiar am verificat pe Motorpass și atunci a fost... Da, mami, atunci a fost ultima dată când l-am văzut. Astăzi era rușinos, avea mâinile pe față. Medicul mi-a zis că totul pare că este normal, este în regulă, el e în parametri normali, are în jur de 2,750 kg, dar asta cu greutatea oricum este estimativă, poate să fie mai mult sau mai puțin. La Sofiuța mi-au zis și de aici, dar și de la spital, mai ales de la spital, au exagerat foarte mult. Mi-au zis că are în jur de 3,5 kg și când am născut-o pe Sofiuța, nici măcar 2,5 kg nu a avut. Sofia a avut 2,380 kg, așa că nu mă iau după kilogramele astea. Dar da, apoi am făcut un CTG. Mă uit aici pentru că am Motorpassul. Nu m-am uitat după ce am ieșit, n-am apucat. Acum am ieșit de vreo 5-10 minute, abia ce am ajuns în parcare. Apoi am făcut un CTG. La CTG... Uitați-a? Nu, punem centura. La CTG ca de fiecare dată, foarte activ. Așa, mai apoi am fost să-mi ia tensiunea, tensiune care a fost bună. Am avut 120,77 și mi-a zis că este bună. Așa, ce am mai făcut? Și m-a cântărit pentru ultima dată și am 58,8 kg. Mai am o săptămână până nasc și câteva zile și nu cred că voi mai lua un kilogram în plus. În total, în sarcina aceasta am luat 8 kg, la Sofiuța am avut 17 și acum am 8. Cred că, nu știu, și din cauza aceasta nu mi-a apărut nicio vergetură până în momentul de față. Sper să nu mi-apară nici de acum înainte și nici nu m-a mai dat cu o cremă. Pardon, Sofie, m-a mai dat cu o cremă, cred că de prin, nu știu, săptămâna 24, cam așa, nu știu, 23. Nu prea m-am mai dat cu crema, așa, foarte rar. Sofie, ce faci acolo? Da, Sofiuța nu mai are răbdare. Cam asta a fost la control. Nu s-a mai întâmplat nimic. Mergem la magazin. Ce luăm de la magazin? Gugoașe. Da, dă jos centura din gură, mami, care are microbi. N-avea microbi? Hai să punem iarăși centura. Mi-e tare frică că își dă centurile jos în timp ce eu conduc și îi pun atât centura de la scaunelul ei, dar și centura de la mașină ca să fiu sigură că nu cumva și-o deschide, pentru că și-a deschis-o. Da, mami. Și-a deschis-o în timp ce parcam de vreo două ori și de atunci m-a luat așa cu teamă ca nu cumva să-și dea jos centura și să pună mâna să deschidă ușa. Eu blochez ușile, dar dacă tragi de două ori, se deschide până la urmă. Da. Nu mai vorbesc. M-am și necat. Pui centura. Pui centura. Las că vin să verific. Mergem și noi la magazin și după acasă.
Neața, dragii mei, câteva zile distanță de când am început eu să filmez vlogul acesta. Sofiuța și-a dus aici păpușelele ca să ne jucăm după. Nu am mai filmat din cauza faptului că nu m-am simțit foarte bine zilele trecute. Nu ceva alarmant. Bine, lucruri din astea. Și eu te iubesc, iubita mea. Lucruri din astea care se întâmplă în ultimele săptămâni de sarcină și nu am avut nici cheful și nici energia necesară să mă pun să fac ceva ca să am ce să filmez și ca să fiu sinceră cu voi, am dormit de fiecare dată la prânz cu Sofiuța. Am zis să recuperez dacă noaptea tot nu dorm și oricum nu se putea în altfel, chiar nu puteam să mai stau trează. Astăzi m-am trezit la 6 din cauza faptului că Sofiuța s-a trezit la ora aceasta și s-a pus aseară la 10 la somn, m-am scoat mânuța din gură, iar eu m-am pus la ora 2. Te speli pe dinți, dar nu cu mânuța, cu periuța. Mi-am pregătit aici o cafea pe care vreau să o beau cât timp mă joc cu Sofiuța aici, cu păpușelele. Astăzi o să ajungă și mama din România. Trebuia să ajungă de ieri. Te bucuri, mami, că vine bunica? Da, trebuia să ajungă de ieri. Însă s-a amânat plecarea și a plecat ieri, prin urmare ajunge astăzi. Am strâns un pic de aici, de prin casă. Ceasul este 9 jumate și vreau să mă ocup acum de Sofiuța. Iar după mergem să pregătim ceva dulce pentru bunica. M-am uitat zilele trecute prin telefon să văd ce aș putea să fac ceva bun și ușor. Mami, ce faci acolo? Te joci, dar nu așa, că nu e frumos așa. Și am găsit o rețetă cu niște melcișori. De fapt, nu, cred că sunt rulouri umplute cu măr și scorțișoară. Am de foarte mult timp rețeta aceasta în telefon. Are și un sos la suprafață. Zilele trecute când m-am uitat și am găsit-o, mi s-a făcut poftă. Mi-am cumpărat ieri toate ingredientele necesare și vreau să o fac astăzi. Se face destul de ușor. Sofiuța nu mai are răbdare. Am rugat-o să stea un picuț cu minte cu soțul cât am strâns eu de aici, de prin casă. I-am promis că după ne jucăm și acum nu mai are răbdare. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. 'Cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh. I just don't. Ce mami acolo? O să vezi ce mai are bunica pentru Sofia aici. Ia, mami, ce e acolo? Wow! Ia uite, mami! Ia uite acolo! De la Moșica și de la Dominic și de la Cătălin. Ce mami e? De la bunici, de la bunicu. Ia uite, ți-a dat bunicu. Sofie, are bunica bateriile. Uite, este lui Sofie. Uite, lui bebe. Puneam la bebe, la păsuții de la Moșica. Ia uite. Ce e? Păpușă? Uite, uite. Vai, ce păpușă, tată. Uite, nu pe asta. Păi, m-am și pagi. Tata, ideea de trage coadă, cum ai? Ia trage-l de coadă.
Treci cu Adrian. Eu te sofi. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. You are the one I choose. I wanna grow old with you. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. I'm still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Vreau să vă arăt cât de frumos au început să îmi crească rulorile. Le mai las în jur de vreo 10 minute și le pun mai apoi la cuptor. Între timp a ajuns și mama, se ocupă de Sofiuța, se joacă împreună și eu trebuie să văd cum pun toate astea. Mi-a adus am acolo o grămadă de carne pe care efectiv nu știu unde o voi depozita, că la mine congelatorul este foarte micuț, am două, dar ambele sunt micuțe. Mi-a trimis ora ciocolată albă, e preferata mea, grisine, cozonacii mei preferați cu ciocolată și rom și acesta cu lapte de la Boromir. Mi-a adus aici jumări, am și carne făcută de mama la găleată, aici este zeamă pentru murături, că am aici murături, dar a cam curs, zeamă de varză, vin pentru soț, am aici și praz, mi-a cumpărat și o grămadă de vegeta, cu legume, cu gust de găină, mi-a luat din fiecare câte un pic. Am aici niște sâmburi pe care, sâmburi de nucă pe care i-a trimis o urmăritoare pentru Sofiuța și căreia îi mulțumim foarte frumos. Am acolo zacuscă, a făcut sora mea zacuscă și mi-a trimis și mie 10 burcane, parcă a zis mama. Tot sora a făcut ardei din acesta iute ca să mâncăm cu ciorbă. Mi-a adus mama și un tur, ați văzut că eu am început să o folosesc foarte mult la pâine. Și tare bună, mai am aici o bucată, o felie de brânză, aici v-am zis amurături, la fel și acolo a pus mama ardei, am varză și aici carne de pui, de porc, am și maț, gata făcut, văd că aici am și șuncă și da, trebuie să mă ocup de toate astea acum, să văd cum le găsesc loc, de asta nu e problemă, problema cea mare e carnea, care cred eu că o să-mi ajungă până la primăvară cât a adus aici. Da, așa vine de fiecare dată, sau când trebuie să trimită pachet, așa face de fiecare dată mama. Zice că nu are multe, dar cumva tot exagerează un pic.
ceasul ora 2 și 1 minut. Toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. M-am gândit să împărtășesc și cu voi ce lucrușoare frumoase mi-a mai trimis sora și cumnatul pentru sofiuța, pentru bebe, și apoi să închei clipul acesta. O să stau și eu un pa până se trezesc ceilalți. Vreau să mai petrec timp cu mama și oricum zilele ce urmează, fiindcă ea este aici și o să mă ajute și prin casă și cu Sofie, am de gând să filmez mai mult. Nu o să postez mai des de 3 ori pe săptămână, dar vreau să filmez mai mult pentru zilele acelea în care nu o să pot filma. Și da, să vă arăt și vouă ce lucrușoare frumoase. Sincer să fiu cu voi, nici eu nu m-am uitat foarte bine la toate. M-am uitat atunci când a venit mama repede, dar aveam rulourile acelea care, apropo, au ieșit foarte bune. Însă eu nu am luat mascarpone și am luat cremă de brânză și le schimbă un picuț gustul, adică par un pic sărate. Dar chiar și așa sunt foarte bune și o să vă las și vouă rețeta scrisă în descriere în cazul în care v-au plăcut cum au ieșit și vreți să le încercați. Și da, Sofiuța a primit o pisicuță. Cei care ne urmăriți știți că ea este înnebunită cu pisicile și i-a luat mama, am înțeles că o pisică, trebuie să-i punem baterii, i-a dus chiar și baterii. Am mai primit aici și două puzzle-uri, îi plac foarte mult, unul cu Frozen. În ultimul timp chiar ne jucăm foarte des, că eu sunt Elsa și ea e Anna sau invers, și mai are de la sora mea un astfel de puzzle mai micuț. Și am mai primit și unul cu animăluțe. Acesta este de la 3 ani și celălalt parcă am văzut eu pe el că scria de la 4. Da, de la 4. L-am făcut odată cu Sofie, pe celălalt nu l-am mai desfăcut. Am mai primit aici o păpușică pe care am avut-o chiar și cu noi pe afară la plimbare. Sofiuței îi place foarte mult. Sora mea mi-a trimis până și Pampers pentru bebeluși. Sunt numărul 0. La Sofiuța am folosit, fiindcă ea a fost micuță, și numărul 1 erau destul de mărișori pentru ea. Și s-a gândit că poate și acum cu băiețelul am nevoie și mi-au luat aici 3 boxuri de Pampers. A pus aici și pentru mine o spatulă din aceasta ca să zdrobesc cartofii. Nu aveam una specială în casă pentru ei. Ați văzut că în ultimul timp tot fac pâine cu cartofi și de multe ori îmi rămâne cartoful bucățele și eu mă gândeam odată să fac cu mixerul, însă ea a zis că se formează așa ca și cum ar fi gumos și că o să îmi trimeată ea o astfel de paletă, spatulă, ca să fac la piureu de cartofi sau atunci când fac pâinea. Pentru bebe mi-a trimis o lampă, de asta mi-a și spus ea, mi-a trimis o lampă cu un norișor, trebuie să-i pun eu baterie și abia aștept să văd cum o să lumineze, dar și dacă nu o să aibă lumina foarte puternică, e foarte, foarte drăguță. Pentru bebe a trimis aici haine, dar sunt puse așa la îndala. A trimis o pijamă așa cu totul, deci le ador pe astea care au piciorușe și nu mai au nevoie de șosețele. Sunt în mărimea 62. Am mai trimis un set cu Mickey care mi se pare absolut superb. Are și body cu capse, chiar am și uitat. Sunt tot în mărimea 62 pentru 0-3 luni. Încă un bag de Pampers, mi-a trimis 3. A trimis aici pentru Sofiuța Barney, știu că astea sunt preferatele nepoțelului. Am mâncat și Sofiuța una, de asta este cutia deja desfăcută. Așa, mi-a trimis și stickere pentru Crăciun, de fiecare dată îmi trimite ceva de Crăciun. O Milka cu cremă de smeură, tot aici pentru Sofiuța Kinder. Le-am luat ca să nu le vadă, că Sofie le începea pe toate și nu mânca din niciuna.
prăjiturile așa Milka, parcă și de astea mâncat nepoțelul Dominic. Ciocolata aceasta mie îmi place foarte mult, însă n-am încercat varianta aerată care este albă și pe deasupra are ciocolată neagră. Pe asta chiar n-am încercat-o și nici n-am văzut-o în magazin, pardon. Kinder Bueno, încă un bag de Pampers. Mi-a trimis aici, de fapt lui Sophie, Kinder felie de lapte. Așa, a trimis aici pentru toți, de fiecare dată îi trimite șosete din astea foarte groase pe care să le ia la muncă. I-a pus și Sofiuței un set cu șosete tot așa lungi și au și pe talpă silicon ca să nu alunece și de asta chiar aveam nevoie pentru Sophie. Mi-a pus și pentru bebe șosețele așa micuțe, sunt foarte, foarte drăguțe. Sunt superbe. Așa, mama a lucrat ceva pentru bebe. Așa arată. Sunt foarte frumoase. Pe astea nici măcar nu le-am văzut bine. Așa, două perechi a lucrat mama pentru băiețel. Așa, mai am aici o căciulă. Are o grămadă de căciuli. I-a trimis și două jucării. Foarte frumoase. Sunt superbe. Superbe sunt. Așa, mi-a mai trimis aici o căciulă așa cu urechi, o pălăriuță. I-a trimis și încălzări, dar astea pentru când va fi un pic mai mare, cred că prin primăvară, au talpă din aceea moale. Mi-a mai trimis pentru el șosete. Deci are o grămadă de șosete din astea groase. Așa și acum cred că mai am doar haine. Mai am pentru soț șosete. Mi-a trimis încă o pijamă așa cu picioruși. Tot în mărimea 68. Ea de obicei îmi ia mărime mai mare ca să am până mai târziu, o pereche de pantaloni care au așa în spate un ursuleț și aceștia sunt în mărimea 62. A trimis și ceva de Crăciun. Foarte frumos. Este un set din două body-uri care sunt în mărimea tot 68. Aceștia îmi plac foarte mult. Mai am și eu de la Sofiuța vreo două perechi. Pereche pe negru și una pe gri, parcă, tot în mărimea 68, foarte frumoși. Pardon. Un set așa tot de Crăciun, dar ăsta cred că e mai mare din câte văd eu. Cred că vreau să zic că mărimea este pentru 8-12 luni, văd aici 80-12, dar cred că vreau să zic 8 luni. Asta e mai mare. Și acesta mi se pare foarte drăguț. Are niște culori superbe. E așa de toamnă. Foarte frumos. Trebuie să le pun la spălat. Mi-a mai dat un body așa. Mi-a mai trimis un body care e în mărimea, nu scrie, pentru 16-24 de luni. Și acesta mi se pare foarte, foarte frumos, cu vulpițe, iepuraș, tot în mărimea 68. Și cred că mai am ceva aici pentru bebe, tot pentru el este. Sunt foarte frumoase culorile astea, foarte frumoase. Acesta este simplu, o grămadă de hăinuțe și am ceva aici și pentru Sofiuța. Mi-a trimis așa un set, i-a trimis de fapt lui Sophie un set din două bluze. Foarte frumoasă este aceasta cu floricele și pe aceasta cu
maro și negru. Iar aici are două perechi de pantaloni. Ah, dar nu e set, mai credeam că este set. De colanți, dar stofiuțe să fie foarte mari, sunt în mărimea 110. Nu mai bine, că ea oricum acum are o grămadă de hăinuțe și astea nu mai bine o să îi vină mai târziu. A trebuit să mă opresc un pic din vorbit. Se tot auzea, nu știu, afară sau la vecină, habar nu am unde, un copilaș care plânge și am crezut că sofiuța mea s-a trezit. Am mers să o verific, însă ea doarme buștean, e fix în aceeași poziție în care am pus-o eu la somn. Ei bine, cam astea au fost bucuriile pe care le-am primit de la cei dragi, de la familia mea din România. Nu știu dacă am omis ceva, că am mai umblat sofiuța pe aici prin ele, dar în mare cam asta este tot. Mă simt foarte iubită și binecuvântată cu o astfel de familie care ne iubește și de fiecare dată, așa cum pot ei, încearcă să ne aducă zâmbetul pe buze. Noi ne-am bucurat foarte tare, sofiuța în extaz, le-a încercat pe toate, chiar și pe ale lui Bebe, până și cu jucăriile lui s-a jucat. Am mai avut ceva dulciurele, dar le-a început și nu le-a mai adus aici să vi le mai arăt, a avut ceva, o Kinder, nu știu, am avut ceva pe acolo prin sufragerie. Mi-a trimis sora și ciocolată caldă, eu i-am zis să-mi pună o singură cutie, pentru că mie îmi place foarte mult ciocolata caldă albă. Mi-a mai scris cineva care mă urmărește și mi-a zis că găsesc în Edeka, însă aici la mine în localitate nu am găsit și am rugat pe sora mea să-mi pună o cutie și ea mi-a pus două. A zis să aibă și sofiuța să bea, să bem împreună. Și da, cam atât pentru astăzi. Noi o să ne vedem miercuri. V-am spus că vreau să filmez cât de mult pot, atâta timp cât mama e aici. Și ea o să mă ajute și cu Sofie și pe la treabă. Oricum zilele ce urmează am de lucru și o să am ce să filmez. Până miercuri vă doresc să aveți parte de zile cu soare. Noi vă pupăm, vă îmbrățișăm și vă așteptăm cu drag și la următorul clip. Pupici! Pa!